Pantyhose, sing the chorus and it goes. I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up, please stand up. Yo, 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 salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din Carieră cu Hagino. Nebunie mare. Deci, vai, cariera asta e absolut genială. Ok, deci, cum v-am zis și unora dintre voi care v-ați uitat și la Carieră cu Steaua, vreau să fiu clar și am pus și un video special, am pus și la început la Steaua și pun desigur și aici această fază. Deci, vreau că de-am încolo să arătăm cu adevărat forța armatei, Deadly Army și desigur asta însemnând să facem cât mai multe vizualizări și cât mai multe like-uri pe video, să arătăm că și noi suntem foarte puternici ca și legiunea lui Codrin, desigur, așa ca și un mic exemplu. Și totodată eu vreau să refac cumva un așa zis programul postare pe acest channel. Desigur, eu sunt foarte încărcat cu programul meu, desigur, pe lângă distracție și toate cele, și job-ul și whatever, dar nu vreau să caut în acest lucru o scuză gen. Deci chiar nu vreau acest lucru. Și prin urmare, desigur, am economisit, am luat acolo așa de un HDD și acum am spațiu, nici nu mai am probleme cu spațiul. Deci, este în felul următor, vreau să vă spun. Că de-am încolo vreau să fac cea de genul ca primele videouri să fie Steaua Hagi, Steaua Hagi, Steaua Hagi, Steaua Hagi. Deci un episod Steaua, ziua următoare Hagi, Steaua, pe Steaua, pe Hagi, pe Steaua, pe Hagi. Pentru că astea două serii sunt și cele mai populare de pe acest channel. Desigur, acest lucru se poate schimba, dar dacă, de exemplu, dintr-o dată văd că voi cei de la Minecraft, dacă îi spați vreo unul, văd că Minecraft-ul atinge o cotă gen de 6.000 de vizualizări, 5.000 de vizualizări foarte repede în 3 zile și strâng acea cotă, clar că poate ușor să se firi pe Minecraft-ul să fie pe locul întâi. Sau, mă rog, de exemplu, mai nou, o să uploadez și de 2 ori pe zi, adică deja am uploadat de multe ori de 2 ori pe zi, dar vreau să fac constant de 2 ori pe zi, dar asta însemnând, desigur, să văd parte și de activitate din partea voastră, că așa degeaba pun două videouri pe zi și de-abia văd 2000-3000 de vizualizări per video, așa ceva nu mi se merită mie, cel puțin. Și, da, deci cu cât mai mare activitate, cu atât mai multe videouri și totodată, desigur, pe lângă Steaua și Hagi să fie pe locurile întâi acolo, adică tot timpul alea să fie primele videouri ale zilei gen, dacă sunt și multe views, desigur și o să fie 2 episoade, atunci o să fie 2 episoade pe zi, dacă bine ziceam, o să fie desigur și Minecraft și Schalke și alte serii de genul acesta. Deci, haideți să trecem mai departe, să vedem aici, am ajuns la marea întrebare. Asta să vedem, withdraw transfer. Bun, deci sunt pe lista de transferuri, m-am pus pe lista de transferuri și acum vreau să văd cine va fi, cei interesați să-l cumpere pe Hagi. Din câte se vede aici, in form Hagi, deci Hagi în formă maximă, este curtat de către Bayer 04, adică Leverkusen, și Sevilla. Wow, și Sevilla, ești nebun. Ia avem aici o primă ofertă. Manchester United. What? Manchester United. Mamă, ce ofertă e asta, să-mi bag piciorul. Hagi la Manchester United, îți vine să crezi? Aici e dureros să fie asta, dar refuz această ofertă. Prin simplul fapt că mie chiar nu-mi place Manchester United, eu sunt un fan Chelsea și mai degrabă aș fi fan Manchester City decât Manchester United. Deci n-am ce scuze dacă sunt un fan aici de Manchester United și ar fi vrut să merg acolo. Nu voi refuza această ofertă. Și da, hai să trecem repede de acest match. Ok, am dat sim la acel match. Da, aici o să mai fie arăși un match foarte chill. Asta hai să vedem acolo, am văzut ceva... By Sporting, nu știu ce căcat. Ia să vedem la club. Inform by Sporting Sol, what? Ah, ok. Ia aici. Southampton striker looks set to snub a move, bla 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 bla. Ok. Nebunia aici, e știre clară că Hagi refuză Manchester United. E ceva, what the fuck. Lol. Ok, bă, ce mă disperă match-ul ăsta, tot timpul mă întrerup acim, pui mei. Ia să vedem, avem o altă ofertă venind de la Manchester City. Bă, deci am zis,
nu vreau să mă duc la Manchester United. De ce o refuz Manchester United? City ceva de genul. O refuzat United-ul. Ăsta e de-a nostru. Oh my god. Manchester United, frate. Psst. Bă. Eu. Păi, din câte știu, el au vândut pe Jovetic, îl au pe Boni. Nu mai știu ce transferuri s-au făcut în această carieră, că deja s-au făcut multe transferuri. Băi, eu accept. Mergem la Manchester City. Manchester City, Hagi la Manchester City. Fuck. Manchester City, frate. Uite-te, bă, cum arată eu închete de la Manchester City. Adică Hagi, editare. Cum arată Hagi închete de la Manchester City. Oh my god, cât e de tare. Cât e de tare. Ok, am făcut și acel sim. Ai de capul meu, nu? Bă, deci nu știu, oare să fie de bine, să fie de rău. Adică am făcut, bă, ce transfer. What? Bă, ce transfer, Hagi la Manchester City. Și mi-a dat numărul 14. Bă, aproape de numărul meu, dar eu voi alege să fiu numărul 10, că, na, dacă e liber numărul 10 și Hagi aici la echipă, eu zic că Hagi merită numărul 10. Bun, ia să vedem, avem aici un meci împotriva celor de la Swansea și văd că ei m-au ales să joc acest meci împotriva celor de la Swansea. Foarte tare! Foarte tare, vom juca meciul împotriva celor de la Swansea, nebunie. Ok, ia să vedem. Ce stadion frumos este acesta. Ia să vedem primul meci al lui Hagi aici din BPL, care desigur este în kitul celor de la Manchester City. Ai de capul, mi-am refuzat United-ul și ăștia au mirosit, au fost pe fir. L-au văzut pe Hagi că refuză United-ul și una, două, City ofertă Hagi 110.000 de euro salar. Nu mai știu, pe săptămână scrie acolo. Deci 110.000 de euro salar pe săptămână. Ai de capul meu, cea de genul după o lună. Mamă, ai zis că visul tău este să ai o vilă? Gata, acolo e vila. The fuck? Lol. Așa, ce, hai să vedem. Hai Sinclair, dă-mi aici să vedem dacă reușim. Hai să vedem dacă mai am rămas așa în formă și eu cu BioPro. Un pic am luat pauză, hai să vedem, așa câteva zile. Mă rog, revenim. Deci, da, oricum văd, deci eu nu știu ce să zic. Sper că și voi sunteți de acord cu mine că este un transfer frumos. Practic, este un transfer bun pentru Hagi, adică, na, de la echipă ca și Southampton, am ajuns la echipă ca Manchester City. Eu consider că normal este un plus, adică este o echipă imensă, Manchester City. Și prefer la City decât la United, chiar dacă City este rivală cu Chelsea și mie îmi place mult de Chelsea. Am un an, când am văzut oferta de la City, am stat un pic, bă, dacă refuz și pe asta și numai un pic o ofertă bună, eu m-am cam dus dracu. Și da, am acceptat oferta lor. Copa, ai mă, cu fapărătorul acolo. Miezoului. O căcat, m-am accidentat. Aoleu, e ceva la cot, din câte se vede acolo. O, căcat, nu! Hagi iese în afara terenului, sper să nu fie ceva grav. De obicei când iese un jucător în afara terenului, nu-i tare genial. Da, mă rog, mai este speranță să-și revină, dar nu știu, este o accidentare, cred că gravă. Asta nu este bine pentru cariera noastră cu Hagi, mai ales acum ce m-am transferat la Manchester City să mă accidentez. Desigur, tare greu o să-mi reintru acolo în primul 11 după. Adică, na, ești accidentat, ți se duce forma în care ești, clubul nu știe dacă se te mai pune repede sau nu. Și chestii de genul acesta. Opa, îl vedem pe Hagi în picioare. Hagi este în picioare, încă este rănit din câte se vede acolo după iconiță. Și mergea acolo spre mijlocul terenului să fie repus în echipă. Ia să vedem. Căcat. L-a schimbat, l-a pus pe Aguero. L-a pus pe Aguero în locul lui Hagi. Da, l-a pus pe Aguero în locul lui Hagi. Asta este. Hai să vedem acum dacă este ceva.
Ouch! Un pic, un pic și-o rupt acolo picuț așa, un picuț și l-a șifonat cotul, dar cică în 5 zile își revine. Și da, văd că nici nu mă lasă să mă joc în acest meci împotriva celor de la SV Raid. Ce echipă? Deci nici n-am mai văzut logo-ul ăsta până acum. Bă, deci logo-ul ăla, eu nu l-am mai văzut până acum în joc. Ha! What the fuck? Bun, deci văd că Aguero s-a accidentat acum timp de 7 zile și da, acum este șansa mea să arăt cât de șmecher este Hagi și vom juca meciul ăsta împotriva celor de la West Brom. Hai să vedem. Și da, totodată acum mi-a picat fisaia, mă, că la City desigur Aguero, doar că eu mai mult că sigur și văd dacă aș juca FIFA 15, știți bine că tot timpul în career mod mai ales tot timpul, deci tot timpul, 90% șanse, ce 90, 95% șanse ca cei de la Real Madrid să-l cumpere pe Aguero. Deci tot timpul, primul sezon, cei de la Real Madrid îl cumpără pe Aguero. Și eu credeam că așa se întâmplă și aici, am crezut că ăsta, City-ul nu mai l-are pe Aguero, mai ales că eu data trecută mă luptam cu Jovetic pentru titulatura de golgetter al Ligii Angliei, sau mă rog, al BPL-ului. Și, na, hai să spunem gheata de aur. Ne băteam pentru gheata de aur. Și n-am văzut niciun Aguero. Și pe stăteam cea genul, bă, dar iară l-au vândut și aici pe Aguero la Real Madrid. Nu știu, eu cred că așa e scriptat sau cea de genul jocul ăsta, încât în career mod Real Madrid-ul cumpără pe Aguero. Și sincer să fiu, hai mă, ce-am făcut acolo? Și sincer să fiu, chiar ar fi un transfer foarte mișto și în realitate pentru Real Madrid să-l cumpere pe Aguero, mai ales acum că sunt foarte multe zvonuri că Benzema ar pleca la Arsenal, cică. Am nu știu ce se mai întâmplă până postez eu acest video, dar na, așa se aud aceste zvonuri că na, Benzema și Arsenal ar fi cea ciudat, dar na, de ce nu? Ia-ți de pe Hagi. Hagi la scurt! La colțul scurt, bă, gămiaș! N-am dat click pentru final shot. Fuck! Torpilă Hagi, ca pe vremurile de la Southampton. Ce torpilă am dat aici cu Hagi și toți deja fericiți că în sfârșit am dat gol. Deja se spereau ăștia acolo. Țapul cu mei, cum o transfer, fiți atenți. BOOM! Torpilă Hagi, frate, torpilă! Ce-mi plac bumbeurile astea, torpilele astea, frate, sunt absolut geniale torpilele astea. Așa din fața portalului și bă, așa, BOOM! Și portalul și-a gen, NO! Și tu apoi gen, da! Hai să mai facem o torpilă! Încă o torpilă, Hagi! What the fuck? Încă o torpilă Hagi aici, nici bine trece. Ești bine, trec una, două, trei minute acolo și are gol Hagi. Ce nebunie! Ce nebunie! Așa ceva! Hai că vreau neapărat să fac hat-trick acum, dacă tot am dat două goluri, vreau hat-trick. Vreau hat-trick aici cu Hagi, încât să le lași la Manchester City, că sunt mega bun și că o luat aici un jucător excepțional și să-l dea încolo pe... Oh, hat-trick! Să-l dea încolo pe Aguero! Hat-trick Hagi, nu mă gândeam că va da așa de repede, lol. Dar nebunie, hat-trick Hagi, un hat-trick împotriva celor de la West Bromwich. Deja ăștia după primul gol s-o hazarda, deci ăștia clar, se vede, se simte în joc. Ăștia după primul gol primit, deja au fost gata de ei, deja au fost pe 5-10 teritorii, nu mai știau ce și cum de ei. Și da, Hagi înscrie un hat-trick perfect aici. Numai bine venit aceste 3 goluri. Desigur, parcă iar aș dori să câștig acea gheată de aur, balonul de aur, gheata de aur a BPL-ului. Ar fi ceva de genul, what the fuck, un român câștigă de 2 ori la rând gheata de aur în Barclays Premier League. Gen, what? Ce căcat ai fumat? Gen, bun. Ai prinde-o. Ai, mă, trebuie că își printez, mă. Ai, mă, vreau să fac un tiki-taka până la poarta, pe gola, pe barabim, barabum. Ai, nu contează. Milner, bagaci, bravo, mersi, Milner. Opa, Hagi. Ai, că nu vreau să o pasez, lua la Fletcher, mi-a apărut în față. Ai, mă.
Așa ceva. Oricum ne apropiem de finalul acestui meci și am reușit să dau un hat-trick într-o repriză. Deja cealaltă repriză nu mai îmi pasă ce și cum, că e West Bromwich sau cine dracu, cu Albiol sau cu cine căcat de joc aici. Da, West Bromwich. Așa, dăm sim the rest of the match, foarte bine. Am opa, chances created. What? Am dat cumva un assist acolo? Nu. Ah, na, nu știu ce se întâmplă, văd că nu mi-a dat assist sau cea de genul. Perfect, hai să vedem, PSG-ul îl țintesc pe nebunul de Suarez acolo. What? Runda de calificări pentru Europa League? Să mor tu! Să mor tu că e Europa League și trebuie să ne calificăm în pula mea pentru Europa League! Ce? Ai de viață, oh, no! De ce am fost fraier și nu m-am uitat pe tabelă, bă, camiaș! Ioi, ce greșeală am făcut aici! De asta n-am știut eu logo-ul ăla, am stat cea de genul, cum că gata, ajuns ăștia, mă, în Europa, ăsta, în Champions League, mă! Și puii mei amu văd că de fapt e calificări, oh! Cut. Ok, da, nebunie, nu prea, chiar deloc. Meci aici împotriva cine căcat, mai e și ăștia. Și da, calificări Europa League, adică serios, frate, cred că dacă șut, opa, cam vreau să zic, cred că dacă șut de aici așa chill, de pe loc, dau gol. Dar văd că portar a avut reflex la faza aia. Bă, dar nocturna aia, frate, mă urbește, dă-o în puii mei, dă-o, bă, mai încet, mă, închide becul. Așa ceva. Bun, deci, ok, am făcut acolo o mică greșeală, am o fie, este și Europa League ceva, mă rog, este o cupă europeană, de ce nu, la Southampton n-aveam absolut nimic și m-am distrat absolut genial. Poate va fi genial și aici la Manchester City. Sau, dacă nu, desigur, tot timpul mai este posibilitatea ca la mijlocul sezonului, care de obicei foarte repede vine acea perioadă de transferuri de mijlocul sezonului, putem să ne transferăm la altă echipă dacă doriți, poate unii dintre voi v-ați plictisit așa că decât de BPL, sau să căutăm o echipă care joacă în Champions League și să mergem în Champions League, dar atunci poate că ni se cam duce dracu această idee de a câștiga iar gheata de aur în BPL, că deja am scris câteva goluri, îi mai scrie pun la perioada de transferuri, mai scrie o grămadă de goluri și na, păcat, atunci pierdem ocazia să câștigăm iar o gheată de aur sau cea de genul, dar mă rog, măcar să fim în Champions League, nu? Sau mă rog, asta oricum vom vedea la finalul episodului, vom vedea ce ziceți cu toții. Ce să facem, dar oricum mai este o grămadă de timp până acolo, nici nu s-a terminat perioada asta de transferuri de acum, dar și noi vorbim de ceea ce urmează, lol. Bun, ia să vedem, știu că primul match ăștia de la City au câștigat foarte chill acest match, deci deja și eu parcă nu prea, nu știu, mai cu o echipă de asta e care nici n-am auzit, parcă nu vine să joc așa serios, așa dur, chestii, trestii. Dar totuși măcar un gol, două ar trebui să dau și eu. În caz dacă chiar fac o greșeală, mă duc la un club mare și văd chiar și ăștia sunt în Europa League, măcar în Europa League să am acolo câtea goluri. Ia bă, ești nebun, era să dau gol! What? Bă, deci am dat un șut pe portar, portarul și nu a reușit să o prindă mână și era să dau gol. Lol, serios? Ok, m-am plictisit de meciul ăsta, nu știu, nu... Parcă nu mai am chef, mă, odată ce am aflat că puii mei, Manchester City, nebunia asta de club, se chinuie, se... Puii mei, am fost în calificări pentru Europa League, adică hai serios. E un pic, e prea de tot. Ah, bine, că am vrut să vin la națională, fută-vă Dumnezeu. Până acum Hagi nu a fost chemat la națională, că era la... Ei, la Southampton, ce ne contează nouă Southampton? Amucă-s la Manchester City. Noi avem nevoie de Hagi. Hagi este foarte bun. Ne trebuie Hagi. Deci Hagi este important. Hagi este Hagi. Oricum avem aici un meci cu cei de la Arsenal, care va fi chiar interesant. Ok, meci cu Arsenal. Cred că asta o să fie un video puțin mai lung decât de obicei, dar nu contează. Ia să vedem un meci cu Arsenal. Mă bucur că m-au ales să joc în acest meci împotriva celor de la Arsenal. Adică na, e Arsenal, echipă mare.
Și da, o să mă ajute foarte bine. Oricum, încă sunt pe gânduri. Nu știu ce căcat să fac. Atâtea acele gânduri, bă, să mă transfer de la mijloc sau să mă lupt cu City, să câștig iar gheata de aur sau, mă rog, gheata de aur și cupa asta, Europa Cup. Da, nu știu, mă, băgamiaș. Aceste decizii. Fute... Ce gol! Hagi! Bă, ce gol! Bă, ce gol, ești nebun! Ce golazo Hagi acolo, cum am trecut printre ei. Și gol! Bă, portarul nici nu s-a mișcat. A fost paralel, gata de el, mă, nici nu știu ce trecut pe lângă el. A făcea de genul aia, a fost pasăre cumva. Și așa, colegii lui cea de genul, bă, băule, aia a fost minge, a tras surprins portarul. Oh, ups. În BPL aici, în Barclays Premier League, care este un campionat absolut greu. Oh, ce gol! Bă, ce gol norocos, Hagi! Bă, ce gol fenomenal aici, am pătrat celor de la Arsenal. Bă, deci la șutul ăsta de tot timpul le ziceam așa, e tuns iarba. Așa gen, așa cum mere pe iarba, dar parcă tuns iarba. Așa le ziceam eu când eram, mă jucam FIFA 2008-2009. Bă, nu știu, mă dădeam porecle, dădeam așa să mă distrez, am tuns iarba acolo. Bun. Deci, oricum, în poarta celor de la Arsenal este Martinez, el e un goalkeeper parcă de bronz sau ce dracu, adică în Ultimate Team, deci nu-i de mirare de ce primesc ea golul cum a fost acela. Eu nici nu prea am dau așa mare silința, încerc doar să mă distrez, să mai dau niște goluri și desigur, mai mult ca sigur mă acomodez foarte bine la aici, la City. Deja Hagi este foarte bine acomodat la jocul ăsta din Anglia. Dar, cine știe, vedem noi pe perioada aia de transferuri de acolo ce și cum va fi. Oricum și Europa League este destul de interesant și oricum, practic, contează campionatul și la ce echipă, nu neapărat cupele astea externe, da? Și cupele externe, desigur, este așa o distracție. Dar, oricum, dacă vom reuși să strângem toate vizionările și like-urile care le-am zis eu, și voi continua acest program care l-am tot am dat astăzi să dau skip și din greșeală mi-a pasat mie ăsta și desigur să reușesc să implementez acest program de care te ziceam și eu și la începutul videoului și toate cele oricum cred că o să facem vreo 2-3 sezoane extra așa dacă tămerem pe acest orar, clar o să facem mult mai multe episoade, deci prin urmare și sezoane, deci prin urmare Hagi va fi mare. Chiar aș vrea să-l văd pe Hagi aici în joc la un OVR de ăla de 88. Dar cred că este absolut incredibil de greu. Adică de-abia am făcut OVR de 79. Cu ajutorul fazei că am câștigat gheata de aur, am fost omul anului și chestii, și chestii de genul. Cred că mai sunt chestii de alea, cea de gen dacă ești 5 ani la rând, mai ești așa 5 ani la rând, chestii, trestii, tractorașe, baștonașe, găini pe tractorașe. Dar da, ce-a fi, a fi. Vom vedea oricum, per moment, câștigăm acest match. Chiar am fost foarte chill, nu prea am stat așa, hai mă să-i rup, hai mă să le dau gol, chestii de genul. Chiar am stat chill, nu m-am grăbit. L-am lăsat pe Hagi acolo să se liniștească și toate cele. Și da, am mai scris 2 goluri pentru acel Arsenal, mai am 3 goluri de la West Bromwich. 5 goluri în total deja Hagi aici în BPL, este o nebunie totală. Văd că m-au schimbat ăștia cu Negredo. Da, este ok, deja așa nu prea mai aveam stamina. Și da, foarte șmecher. Hai să vedem ce se va mai întâmpla aici. Cum obișnuiesc eu tot timpul și în career mode-uri, să dau până la ultimul minut sau ultima oră și după aceea să văd ce transferuri s-au făcut aici în BPL, să-mi dau seama și ce și cum și cum și cum. Ia să vedem, nu prea s-au făcut transferuri foarte masive din câte se pare acolo, de așa câte puțin se adună acolo banii. Acum s-a întâmplat un transfer destul de mare. Chiar îți curios ce transfer s-a făcut. Hai acolo ultima oră. Hai să vedem ultima oră. Hai ultima oră. Hai deodată ultima oră. Gata ultima oră. Deci începem cu Chelsea. Cei de la Chelsea l-au cumpărat pe Tiendali cu 15 milioane de euro și 500 de mii.
Cei de la Everton l-au luat pe Rudy cu 7.5 milioane. Ăștia de la Hull City au vândut și au vândut bine, văd că au strâns aproape 7 milioane. Leicester, au cumpărat ăștia. Bă, l-au cumpărat pe Torres. Stai să o ia alt Torres ăla, ăla e precis alt Torres. Bun, Everton, ăsta, Liverpool n-a făcut niciun transfer, n-a vândut nimic, n-a cumpărat nimic. Ăsta, Manchester City, l-au vândut pe Boni, deci l-am vândut pe Boni, Nastasic, Navas și Ambroze. Și l-au cumpărat pe Hagi cu 7.5 milioane. Bă, de atât am valorat eu, 7.5 milioane, un jucător român. Mă, Kirikesh m-a bătut, mă, nu-i cinstit. Tare ieftin m-a dat, tare ieftin m-a dat, nu-i bine. Aoleu. Bun, players out Southampton l-au vândut pe Hagi, Osvaldo și Pele. Hai de capul meu, Southampton a vândut atacul. Deci a vândut tot atacanții, toți atacanții. Hai de capul meu. Ok, ia să vedem, în rest alte transferuri așa zise masive, nu prea observ aici să se fi întâmplat în BPL. Ia Boni la Arsenal, 15 milioane la așa, un transfer destul de puternic. Dar în rest cam nimic interesant în BPL, asta e foarte bine. Echipele așa și așa. Mă rog, ia să vedem, FIFA World Cup. Deci am avem meciuri de calificare. Da, asta o să fie fain. Deci aici chiar o să fie mega șmecher. La națională avem meciuri de calificare pentru Cupa Mondială. Deci Cupa Mondială, World Cup Qualifier. Deci Cupa Mondială, repet, avem aici calificările. Suntem într-o grupă incredibil de grea. Germania, Rusia, Suedia, Scoția și Polonia. Wow! Wow! Bă, deci toate echipele sunt foarte grele. Deci toate, chiar și Scoția, e destul de greu. Deci va fi o nebunie mare de-a mâncolo și la națională cu Hagi. Și desigur, nu uitați, haideți să strângem 6.000 de vizualizări și 600 de like-uri. Cât mai repede, dacă le strângem asta în 2-3 zile, fai, ar fi cea nebunie. Haideți să arătăm tuturor forța Deadly Army, forța Deadly Army și desigur... tot așa să punem cât mai multe videouri cu cât mai multe vizualizări și like-uri, atât mai multe videouri și cu atât mai dese, mă rog. Și da, haideți că deja este un video cam lung. Ne auzim pe data viitoare. Numai bine vă doresc. Nu uitați like, subscribe, share la prieteni pe Facebook, dreapta și în stânga. Și da, ne auzim pe data viitoare. Bye bye.